Clădirea sinagogii din Turda, construită în anul 1932, stă mărturie pentru prosperitatea comunității evreiești din perioada interbelică. Evreii turdeni și-au adus prin osul la propășirea economică și culturală a urbei. După război și mai ales după înființarea statului Israel, evreii din Turda s-au împuținat în așa măsură încât astăzi nu mai există nici cei 10 bărbați necesari pentru a menține viața religioasă. Într-o frumoasă zi de vară, în curtea sinagogii din Turda, s-au întâlnit câțiva turdeni, atașați într-un fel sau altul de acest lăcaș de adunare și rugăciune, părăsit de o bună bucată de vreme. Protagoniștii întâlnirii, de vârste și profesiuni diferite, doresc ca istoria evreilor turdeni să nu fie dată uitării, fiind încredințați că ea poate influența pozitiv viitorul orașului. Vasile Nussbaum s-a născut și a copilărit la Turda în perioada interbelică. Apoi familia s-a stabilit la Cluj, de unde a fost deportat împreună cu părinții și fratele său, care au fost uciși la Auschwitz. După război a revenit la Turda, s-a căsătorit cu o turdeancă, dar apoi a plecat din nou pentru a-și face un rost în viață. Din când în când revine în orașul natal, unde abia dacă mai cunoaște pe cineva. Pune, după obiceiul evreiesc, o piatră pe mormântul bunicului și pașii îl poartă către sinagoga de care îl leagă atâtea amintiri. Mă năpădesc amintirile din copilărie în sinagogile evreiești. Femeile erau separate de bărbați, separate sus, acolo pe balcon, bărbații jos. Și mă uit acolo sus, în acel loc unde a stat cândva mama mea, care a murit de foarte, foarte multă vreme în Auschwitz. În anii 30 a fost o sinagogă înfloritoare. Foarte mulți bărbați, femei vizitau această sinagogă și nu numai cu ocazia marilor sărbători, ci în general. Aici e locul unde s-a citit surul Tora fiecare săptămână. În acest loc, cum mi-o duc aminte, foarte des a fost solicitat, chemat, a fost o onoare, o cinste bunicul meu să citească Tora. Aproape fiecare săptămână, mai cu seamă că avea o calitate de conducător al evreimii din Turda zeci de ani de zile. Parcă ar fi o carte de istorie. Amintiri cu 60 de ani în urmă, 65. Iată aici locul unde a stat bunicul meu. Chiar aici. Parcă-l văd și pe el cum se roagă, cum se apleacă înainte, cum se uită la lume. Iar alături de el, nu departe, cu două scaune, rabinul. Paul Adler face parte din generația postbelică de evrei din Turda. A locuit în vecinătatea sinagogii, într-o ambianță care i-a lăsat amintiri de neșters. A sosit tocmai din America pentru a vizita mormintele celor dragi și a-i arăta fiului său orașul copilăriei, adolescenței și anilor de liceu. Îmi aduc aminte despre acest loc ca fiind un centru
social și religios al populației evreiești din Turda. Și ce spun prin social, că lumea venea aici cu subiecte complet nelegate de religie, dar se întâlneau aici și discutau despre fotbal sau despre orice alte lucruri. În timpul sărbătorilor, care erau de câteva ori pe an, o mulțime de oameni se adunau aici, femeile mergeau sus pe această ușă, bărbații pe ușa interioară și o grămadă de copii erau aici. Când am avut 13 ani, acest loc a fost locul unde am avut bar mitzvah, care este un fel de majorat în care trebuie să demonstrez în fața unei adunări de câțiva oameni, deci de cel puțin 10 oameni, faptul că tu poți să citești, ceea ce este unul din obligațiile fundamentale a unui părinte în iudaism, este să învețe pe copilul lui despre tradiție și să citească. După aceea copilul poate să facă orice, dar până la majorat este o responsabilitatea părinților. My father took me back here so I could learn more about his past. I'd always wanted to see a little bit more of all these places that he told me about, all these stories when he was growing up as a kid in this town here. And he always told me about being raised in the shadow of the temple. So, and he would tell me all about the little lakes and the things he did when he was growing up. So I finally got here yesterday, and it was very moving. Alex Furman provine dintr-o veche și importantă familie evreiască din Turda. După absolvirea liceului, a emigrat în Israel și apoi la Viena, însă vizitează Turda ori de câte ori are ocazia. Întâlnirea cu Vasile Nussbaum s-a dovedit un prilej pentru a afla mai mult despre trecutul familiei sale. În acest scop, n-a ezitat să se transforme în reporter. Interviul a avut loc sub bolta unei clădiri aflată peste drum de fosta școală evreiască. Ca absolvent al școlii evreiești, lăsați-mă să vă întreb de ceva experiențe din școală. Îmi place noțiunea de absolventul, școala elementară, bineînțeles. Dar să știți că e fantastic de nostru timp după aproape 70 de ani să revezi. E vorba de clădire. Bineînțeles că nu a fost poartă forjată și nimic acolo, dar clădirea a fost cam această clădire. Din stradă nu era intrare, dar sunt câteva lucruri ieșite din comun care cred eu că merită amintite. Da, deci era un învățător cândva, Grossman, mi-aduc aminte, care, cu un tinerel, la sfârșitul anilor 1890, a venit în Turda, nu știu de unde, să se facă învățător. Și acest Grossman, cam o jumătate de secol, a fost învățătorul acestei școli. 50 de ani. Bunicul meu, de pildă, nostru, nu? A fost elevul lui. Mama mea, de asemenea. Și eu am fost elevul. Și el n-a fost un învățător. Învățătorul, singurul, unicul învățător în Turda, bineînțeles, la școala evrească, nici n-a fost altul, nici înaintea lui, nici după el, niciodată. Și altceva interesant, și cu asta și termin această întrebare, care este absolut ieșit din comun, în Turda n-au fost mai mulți copii decât, nu știu, 30, 40, 50, nu mi-aduc aminte exact, dar nu a fost decât o singură clasă. Cum se vede clădirea de acolo, o cameră mare. Asta a fost școala. Și toți copiii înseamnă clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, împreună, la oaltă, deodată, au învățat. Cum a reușit el ca patru clase deodată să astâmbere, ca să învețe, unul făcea desen, altul nu știu ce. Deci,
Asta e ceva ieșit din comun. Nu cred că sunt prea multe exemple când un singur învățător, într-o singură încăpere, într-o singură clasă, învață 4 clase. Dar ce legătură ai cu școala, că mă întrebi? În primul rând, mama a fost elevă la școala asta și unchiul, deci familia mea pe linie maternă e din Turda. Și nu numai atâta, dar legendele familiei povestesc că străbunicul a donat clădirea asta când s-a făcut școala evrească. Deci el a locuit în clădirea asta și a donat-o comunității și el s-a mutat de aici. Așa că știam de povestea asta, dar concret ce s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat în școală sau referințe terțiare n-am avut despre școală. O singură corecție pozitivă. Nu-i legendă. Realmente, el a donat, după câte știu, această locuință, a fost locuința lui, străbunicului tău, o locuință a lui. Pe urmă, a devenit mai bogat, a cumpărat altă și a donat să se facă o școală aici, care a dăinuit, interesant, în această clădire jumătate de secol. Dana Deac locuiește la Turda. Este bibliotecară și jurnalistă. Atașamentul față de oraș și dorința de a pune umărul la revigorarea lui culturală a determinat-o să-i iscodească trecutul. Cele aflate despre evrei turdeni și rolul important pe care l-au jucat în dezvoltarea localității i-au stârnit interesul să studieze mai îndeaproape istoria comunității evreiești din Turda. Rodul acestei munci s-a concretizat în câteva capitole dedicate evreilor, în volumul Orașul care nu vrea să moară și într-o carte de sine stătătoare, Orașul de dincoace, care a avut un răsunet favorabil în rândul evreilor din diaspora. Văzând turdenii din Israel care până atunci nu mă contactaseră, au început să întrebe și au început să mă asalteze cu e-mail-uri de acolo, nu doar dorind cartea, ci spunându-mi în fiecare la rândul lui noi istorii. Acest lucru, dar și faptul că între timp eu începusem să adun materiale, de exemplu documente privind clădirea sinagogii sau clădirea fostei școli evreiești puse la dispoziție de familia Mendel. Deci aveam tot mai multe date și amintirile celor care m-au contactat, cum am mai spus, și acest lucru mă face să mă gândesc deja la o ediție revăzută și adăugită a acestei cărți. A plecarea spre cunoașterea trecutului evreiesc al orașului a îndemnat-o pe Dana Deac să sensibilizeze cetățenii turzii față de cultura, obiceiurile și tradițiile evreiești, care odinioară făceau parte din viața orașului, iar astăzi pot îmbogăți zestrea sa culturală. În 9 decembrie 2004 am organizat la Turda prima Hanuka după mai bine de 30 de ani și cu acel prilej am venit cu ideea ca clădirea sinagogei, care arată foarte bine, să fie pusă într-un circuit cultural și turistic. Clădirea aparținând comunității evreilor din România, cerută acordul de principiu a Federației de la București și a comunității evreilor din Cluj, aprobări de principiu pe care le-am și primit. Cu ocazia acestei Hanuka am organizat în Sala Mare a Primăriei, au fost prezenți nu numai persoanele care sunt de etnie evreiască. În Turda, la ultimul recensământ, sunt 24. Au fost și români și din partea municipalităților. Am servit vestitele sub ganioturi și a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mulți români au povestit în amintirile lor despre foști colegi evrei și așa mai departe. Ei bine, cu acel prilej am spus că e păcat ca această clădire să rămână nefolosită și am început toate demersurile pentru a o pune într-un circuit cultural și artistic. Ideea este susținută și de Alex Furman, convins că un astfel de proiect poate fi de folos comunității orașului său natal și dornic să participe la realizarea lui. Cred că e nevoie în orașul ăsta de spații publice, de spații în care oamenii să se poată aduna, să poată trăi împreună, să poată face lucruri împreună.
Și, de fapt, una dintre aspectele cheie aici, nu e vorba de comunitate evrească, dar comunitate de orice fel. Oamenii au pierdut sentimentul de comunitate și asta ar trebui dezvoltat sau redezvoltat sau reajutat să renască. Și, într-un fel sau altul, dacă acest proiect poate să contribuie la asta, cred că merită făcut. Sinagoga din Turda își îndură cu demnitate pustietatea. Poate că amintirea sărbătorilor de odinioară, când între zidurile sale răsunau șofarul, cântecele, rugăciunile și larma copiilor, este o stabilă vremelnică în calea degradării. Din păcate, șansele ca acest lăcaș de cult să-și mai îndeplinească menirea inițială sunt infime. În schimb, există speranța ca edificiul să se umple din nou de lume dacă va fi renovat pentru a găzdui spectacole, concerte, expoziții și alte manifestări culturale.